De aceea trebuie de lăsat cât mai puține, să zicem, pârghii pentru Comisia Electorală ca să intervină. Trebuie tot de lăsat pe seama partidelor. De aceea eu susțin ideea că au fost partidele acceptate aici pentru a vorbi, pentru a se expune și trebuie în continuare să le dăm acest aspect. Acest mulțumesc. Aspect. Stimați colegi, a fost înaintată propunerea privind... Am voie să mă expun. Expirat timpul. Dumnezeu ați pierdut foarte mult timp. Stimați colegi, este propus amânarea examinării acestei chestiuni cu solicitarea unor experți. Cine este pentru amânarea examinării acestui regulament astăzi cu invitarea ori contractarea, nu știu din care sursă, a doi experți internaționali pentru reexaminarea acestui document, proiect de document, cine este pentru amânare, rog să votăm. Rog să votăm. Cine este pentru amânare? Doi. Două persoane au votat pentru... Patru persoane au votat pentru amânarea... Vă rog. Deci cine este împotrivă? Trei. Cine s-a abținut? Cine s-a abținut? Trei. Împotrivă, doi s-au abținut. Deci nu a întrunit majoritatea de voturi.